Mihai Ciocan este un fan înrăit al scuterelor italiene fabricate sub marca Vespa. Tânărul are câteva și își dorește să mai cumpere unul din Italia. Cu el va porni în călătoria de 6.000 de kilometri. S-a străbat toată Italia, de la nord, de la sud, și vizitez locuri frumoase, locuri care mulți din noi ar vrea să le vadă. Plus, o să fie o experiență pentru mine. O să parcurg 5 țări, Italia, Grecia, Turcia, Bulgaria, România și Moldova. Este nebunat că cu siguranță, cui nu spun toți, iarna te pornești, că da. Iarna de obicei motocicliștii, oamenii pasionați de motoare pe două roți, stau în casă la călduț. Dar eu vreau invers, să le arăt că e posibil și iarna. Mai ales că am ales țări unde iarna nu este ca la noi, este o iarnă, hai să spunem, blândă. Pentru această aventură turistică, Mihai s-a pregătit un an de zile. Tot se începe de la echipament. Fiind perioada rece anului, ai nevoie de scurt, ai nevoie de blugi de iarnă special, cască, mănuși, trebuie să fie echipat foarte bine, mai ales când e vorba de o distanță așa de mare. Iarăși ține de motoretă, trebuie să fie încălțată în cauciucuri de iarnă și plus să o cunoști bine din punct de vedere tehnic. O să fie o pană ceva pe drum, eu îmi pot să o rezolvă. Ce ține de partea financiară, mai mult cheltui pe achiziția scuterului și a benzinii. În rest am câțiva parteneri, sponsori, dacă se poate dispus, care să mă ajute cu cazarea, cu ceva bani, ca cât de cât călătoria mea să fie ok. Pasiunea pentru călătorie a început acum 5 ani. Mihai a început să exploreze pe bicicletă meleagurile Moldovei. Când vine vorba de mașini, tânărul spune că nu vede niciun farmec într-o asemenea călătorie. Am străbătut și Moldova un și lat cu bicicletă. Pentru mine era un mod de viață. După asta am trecut cu traiul în suburbie și am avut nevoie de un transport cu motor ca să mă deplasez mai ușor și mai rapid. Dar de ce nu ți-ai ales cu mașina să mergi? Ori este deja banal? Una că e banal, alta este timp irosit în zadar, stând în ambuteiaje, ne găsând loc de parcare, dând bani o mulțime pe benzin, nu văd rostul. Mașina o folosești atunci când ai chestii familiare, când ai undeva de plecat mai mulți, atunci da, eu am mașină. Dar o scot, dacă sincer, o dat în două luni, dacă o scot din Ograd. După aventura europeană pe două roți, Mihai Ciocan vrea să organizeze un trip pe scuterele Vespa și în Republica Moldova. Străinii, dar și localnicii, vor putea descoperi astfel frumusețile Moldovei pe două roți.